Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Gemeni, cu ascendent Venus, Lună, nodul nord din această zodie. Salutări vă transmite și asistentul meu din această seară, George. El este un el, dacă îl cheamă George, ce să vezi. Maimuțelul din cutia cu maimuțe, că eu v-am mai spus că trebuie să ne facem prieteni cu maimuțelele noastre. Și iată, George a binevoit să facă parte din peisaj în această seară, că m-am ales eu să experimentez puțin răceală, așa, și George are grijă de mine și a venit aici să mă susține, să spunem așa, în citirea voastră. Așa că, dragii mei gemeni, George este alături de noi și haideți să vedem, nu George, ce mesaje aduce, că știm noi ce mesaje aduce maimuțica, să vedem spiritul, ia să-l așezăm noi pe George aici comod, și să vedem care sunt mesajele pentru voi, dragii mei gemeni, pentru luna decembrie 2023, a 10-a și nu a 12-a luna a anului. Sper că este foarte bine înțeles lucrul acesta, așa că dacă vă pregătiți cu rezoluții, cu promisiuni pentru anul viitor, mai așteptați puțin până în primăvară și nu acum. Bun, nu discutăm astea în această citire. Discutăm în emisiunea Divine Awakening. Bun, haideți să vedem care este titlul emisiunii pentru voi în decembrie, dragii mei gemeni. Ok, support is all around you. Iacătă, poate plecați undeva la drum sau poate se deschide un drum, o nouă cale în viața voastră în luna decembrie și spiritul îți spune că ești ajutat din toate părțile, și din lumea spirituală și din lumea fizică. Vei avea suportul necesar pentru a face ceea ce îți dorești să faci. Tu trebuie doar să te hotărăști în ce direcție să mergi. Așa că dacă se deschide poate chiar apare oportunitatea de a merge într-un drum, într-o călătorie, du-te, nu-ți fie teamă, suportul și ajutorul spiritului este alături de tine. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea astrelor despre ce este vorba. Știu, dragii mei, vocea mea este ca și cum anunț trenul în gară, dar ce să facem, asta este, mai anunțăm și trenul în gară câteodată. Ok, și vedem energia lui Mercur, vești, discuții, comunicare în această lună. Poate este vorba despre vești legate de aceste oportunități sau despre un drum sau poate discuții pe acest subiect vor fi acolo. Și vedem și energia balanței. Nu știu dacă veți discuta cu cineva în această zodie sau toată povestea asta, toată treaba cu oportunitățile și drumul vor avea legătură sau nu cu iubirea, cu amorul ghebos, așa cum îi spun eu, sau poate veți cântări, veți pune în balanță ce anume să faceți, care sunt oportunitățile, care sunt situațiile și ce să alegeți voi acolo. Haideți să vedem și care sunt punctele importante. Ok, foarte frumos, și vedem iacăte sămânță care se poate planta în luna decembrie și de care, dacă veți avea grijă și nu o să scormoniți voi prea mult acolo să vedeți ce se întâmplă sau dacă nu o ignorați, pot ieși niște roade foarte frumoase, poate la primăvară, tot vedem anotimpul de primăvară acolo. Ce mai vedem aici ca punct important în luna decembrie este evitarea, nu știu dacă neapărat a conștientizărilor sau a unor trăiri, a unor emoții. Cineva evită ceva, poate evită să pună o sămânță acolo sau evită să vadă, pentru că vedem această doamnă, nu că este legată la ochi, dar are părul peste ochi, așa, evită să vadă o anumită situație în care se află. E principiul struțului, da? Cu capul în nisip, nu văd, nu există. Ce te roagă spiritul, iacăte, în luna decembrie este să ai ceva mai multă grijă de tine. Poate că, nu știu, acum sunt și treburile astea cu oferte și mai departe, să te duci pe la vreun spa, un masaj sau, nu știu, orice fel, orice altă formă de a avea grijă de tine, du-te. Pentru că este ceva ce trebuie tu să vindeci din ceea ce vedem pe partea emoțională, vedem că există încă o suferință legată de trecut. Poți fi tu, poate să fie și cineva care suferă după tine și se preface că nu este așa, dar mai avem, iacăte, și niște fie obiceiuri toxice pe care ar fi bine să le întrerupi sau poate să ieși dintr-un mediu toxic în care te afli. Și s-ar putea să apară acolo niște oportunități, așa cum am zis, de a face această schimbare. Bun, hai să vedem și mesajele din partea doamnei Lună pentru voi, dragii mei, opa, gemeni.
Ia să vedem. What do you need to release? Iată-vă, ia cu întrebări ce anume mai de eliberat, ce anume trebuie să mai scoți din viața ta pentru a te putea elibera, iată-te, de aceste lanțuri, de aceste chestii toxice. Statul acela în trecut nu o să-ți facă bine niciodată. Este absolut fantastic de ce oamenii aleg să stea în amintirea trecutului. Mai oameni buni, o persoană te poate răni, dacă îi dai voie, în fine, să zicem că îi dai voie, da? Te poate răni o singură dată. Restul te rănești tu singur gândindu-te la ce ți-a făcut ăla și te rănești din nou și din nou și din nou. Ăla ți-a făcut o dată și pe la revedere, a plecat. Și tu stai 20 de ani să dai cu piciul în tine că ți-a făcut ăla nu știu ce. În fine. Bun, ce anume mai de eliberat, la fel de bine poate să fie vorba și despre, cum am spus, obiceiuri, poate și obiceiuri alimentare, da, care trebuie schimbate. Have faith in your dreams, îți mai spune doamna Lună, ai încredere în visurile tale. S-ar putea să apară oportunitatea să le pui în practică și ce faci? Stai acolo în poziția de victimă, stai acolo în neîncredere în propria persoană și n-ai să faci nimic. Iată, a time for healing, o perioadă de vindecare, o perioadă în care este bine, iată, să stai și să te gândești, măi, ce mai am eu de îndepărtat, de scos, de schimbat din viața mea care nu mai servește, care nu-mi face bine până la nu mai servi, nu-mi face bine, că dacă nu ți-ar mai servi, categoric nu ar mai fi în viața ta. Orice se află în viața ta, oricât de bun sau de rău este, este acolo pentru că încă îți mai servește într-un fel sau altul. Bun, și haideți să vedem încă un mesaj din partea doamnei Lună. Perioada în care să stai tu să te gândești, meditează și contemplează și vezi tu peste ce răspunsuri dai acolo. Chiar dacă nu-ți plac răspunsurile acelea, acceptă-le pentru că este ceea ce este și nu da cu biciul în tine. Doamne ajută, inshallah, să mă uit, be awakening, trezirea, vedem aici cu un soare învărsător. Poate în momentul în care ai să stai tu și ai să meditezi la niște treburi, ai să ai niște conștientizări importante, iată-te la rădăcina pachetului cu eclipsa în balanță, poate aceste conștientizări importante au legătură cu relațiile pe care le ai, că sunt de prietenie, că sunt de iubire, colegialitate și așa mai departe și ai să spui, Doamne, dar de ce îmi fac eu lucrul ăsta, de ce aleg să stau acolo? Că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră este o alegere. Apropo de asta, mă gândeam azi la treaba cu greșelile. La fel, nu poți greși de mai multe ori, greșești odată, a doua oară când o faci, deja este o alegere, nu mai este o greșeală. Azi am fost pe filosofie, că te lovește răcea, la ce faci? Stai și filosofezi, că asta e bun. Hai să vedem ce mai avem. Eclipsa în săgetător arată o schimbare, o schimbare de perspectivă, o schimbare în gândire. Poate apărea zvâcul acela, haideți să-i spunem, în interiorul unora dintre voi, de a te elibera de ceva. Dorința, OCD-ul meu a intrat în acțiune, dorința de a te elibera, dorința de a face lucrurile poate diferit și de a nu mai fi condiționat de X, Y și Z. Doamne ajută așa să fie. Pentru că această eclipsă în săgetător vorbește și despre o perioadă, o posibilă perioadă de succes, de creștere, de expansiune, după o perioadă de stagnare în care ați stat în lanțurile acelea ale toxicității. Și să mergem mai departe, să vedem Sfântul Osho cu ce mesaje vrea să vină, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Bun, și vedem asul de săbii, conștiința, parcă se numește, da, conștiința. Conștientizarea unor situații, lucruri, relații, persoane care nu mai sunt așa cum ar fi benefic pentru tine să fie. La fel de bine poate vorbi și despre comunicare, că tot am văzut energia lui Mercur acolo, vești, discuții, poate despre planuri de viitor, despre a construi ceva nou. Cu treiul de bâte vorbim și despre nevoia de a experimenta ceva nou, chiar și cu energia săgetătorului mergem până acolo. Să îți vină poate o idee sau cineva să-ți dea o idee, băi, hai să facem asta, hai să explorăm asta, hai să încercăm asta, ok, du-te și fă lucrul acela, fă orice este nou, pentru că orice este nou va schimba situația în care tu ești. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie, așteptăm și restul confirmărilor, dar s-ar putea să fie conștientizarea faptului că sunt mai multe persoane într-o treabă decât ar trebui să fie. Bun, mergem, Doamne, mergem mai departe, 9 de săbii. Anxietate, teamă, foarte multe gânduri, poate chiar o doză prea mare de stres, iată-te și cu 5-ul de săbii, comparația, nu sunt suficient de bun, dar ăla are și eu nu am, dar ăla face și eu nu fac, dar ăla e nu știu cum și eu nu sunt și așa mai departe, stop it, ești perfect,
toate că perfecțiunea nu există, ești perfect exact așa cum ești. Nu îți mai bate capul, fii mândru de tine, pentru că acele săbii, da, acele griji, acele dialoguri interioare negative stau între tine și iată-te starea de abundență, da, cu nou acelea de cupe. Foarte deștept Osho ăsta, că de-aia spun eu Sfântul Osho, când a intitulat această carte Lenea. În momentul în care ajungem noi așa la un nivel de confort, chiar dacă este zona de confort, stăm pe fundulețul nostru și nu ne mai mișcăm de acolo. Mi-e lene să mă mișc de aici, nu că mi-e bine, dacă nu mi-e bine, dar mi-e lene să mă mișc, nu-ți mai fie lene să te miști, du-te de acolo și experimentează ceva nou. Împărtășește cu ceilalți din ceea ce ai și din ceea ce ești tu, pentru că ești suficient și ai fost întotdeauna și vei fi întotdeauna. Înțelege lucrurile acestea. La fel de bine vedem că Spiritul ține această lumină, vrea să împărtășească ceva cu tine, poate acea oportunitate, dar ține această lumină care reprezintă speranța, da? Nu-ți pierde speranța, ia că tot moarte și o transformare și un 8 de cupe vedem aici. Detașare emoțională, poate ajungeți la concluzia că ceva trebuie să se încheie, ceva trebuie să se termine și e bine să te retragi cu totul de acolo, emoțional, energetic, din situația respectivă, pentru a produce într-adevăr o transformare benefică în viața ta. Bun, mergem mai departe, dar de ce am sărit pe direct la Lenormand? Nu știu, hai să vedem din Cupra Deck ce mesaje, change, ia că te schimbare, poate chiar mutare, deplasare pentru unii dintre voi, dragii mei gemeni, în luna decembrie, destul de importantă, wow, cât de frumos, ia că te norocul chior, îl vedem aici, cornucopia, cornul abundenței, o schimbare benefică dacă te ridici de pe fundul tău și dacă ai curajul, da, să faci lucrurile acestea, ia că-te și cartea comunității, nu știu dacă ai să te muți într-un alt oraș sau altă țară, cine știe, și vei avea alți vecini, alți prieteni, pentru că se schimbă inclusiv anturajul pentru unii dintre voi. The message of concern, ia că-te mesaj de îngrijorare. Astea sunt fricile și grijile. Maimuțelele, dar nu George, că George e un simpatic, maimuțelele din mintea ta care vor să joace tarantele pe acolo, cât de frumos, ia că-te oportunitatea, darul din partea spiritului care vine către tine. Ieșirea ta din zona de confort s-ar putea să nu pară tocmai, cum să zic eu, nu că interesantă, tocmai plăcută, dar ia că-te, cartea sicriului, pentru că va trebui să pui punct la ceva. Știi lucrurile astea, simți lucrurile astea și în momentul în care ți se pune oportunitatea în față și vezi că, băi, chiar trebuie să fac lucrul ăsta, s-ar putea să te ia puțin cu palpitațiuni la corazon. Eu zic să le stăpânești că, nu, până la urmă tu le provoci. Hai să mergem mai departe și să vedem dacă ceva se încheie brusc sau, mă rog, poate s-a încheiat brusc, cine știe. Oricum trebuie tăiat răul de la rădăcină, spune spiritul, asta este foarte clar. Discuții online vedem aici cu cineva în această lună, vor fi multe discuții, da, foarte multe discuții și cu cartea păsărilor aici. S-ar putea să fie niște vorbe pe care tu ai să le auzi de la oamenii din jurul tău și nu, să nu-ți prea placă ceea ce zic. E treaba lor ce zic, mă, tu indiferent ce faci, poți să faci ouă de aur, chiar să zic altceva, dar în fine, da? Ăia tot o să vorbească, că asta este, l-a dat Dumnezeu gură, trebuie să vorbească și ei. Bun, și ia că te vedem vizita, s-ar putea să te invite cineva să-i faci o vizită sau cineva să te anunțe că vine să te viziteze. Banii, ia că te banii sunt aici, am văzut cornul abundenței mai devreme, cum se arată în existența voastră și drumurile lungi, ia că te le vedem aici. Pregătiți-vă unii dintre voi pentru o astfel de experiență, un astfel de drum, pentru că este benefic pentru voi. No, bine, hai să mergem mai departe și să vedem, ia că te șaptele de cupe, choose wisely, alege înțelept de data aceasta, poate vor fi mai multe oferte, clar vor fi cel puțin două, situația în care ești și oportunitatea care vine către tine, sau poate vor fi mai multe care se îndreaptă către tine, ascultă-ți intuiția. Aia ce ziceam, poftim, zona de confort, ia că-te, aici apare, dacă e legătura cu familia, este nevoia ta de siguranță, nevoia ta de control și ce apare de desubt, turnul care îți dărâmă ție zona de confort pentru a te ajuta să crești, da? Ia că-te și, mă rog, balance, se numește aici echilibru. Vorbim de justiție, poate vorbi și de a pune în balanța, cântări niște lucruri. Hai să vedem, George,
despre ce este vorba. Da, iată încheierea unui capitol sau drumuri lungi de care veți avea parte unii dintre voi, dragii mei gemeni, în această lună. Veștile bune, succes, victorie, reușită cu șasele de bâte. Foarte bine, foarte frumos și uite, doiul de monede. Da, ce fac? Pe ce ușă intru? Ce aleg eu de data aceasta? Alege ce simți că este cel mai bine pentru tine. Nu te mai gândi că ce o să zică unul, ce o să zică altul. Nu e treaba ta ce zică ăia, treaba lor. Suferința în tăcere, nouă de săbi, anxietatea, mi-e frică să mă mișc din locul acesta. Eu știu că aici o să-mi fie bine, că nu stâmpit, văd soarele acolo, ce mama măsi, da? Îl văd, dar mi-e frică să-mi mișc fundulețul de aici, din vari motive, că dacă nu o să meargă, că dacă o să pic în prăpastie, că dacă o să zică Gigela lui Vera de la 2, că nu știu ce, Doamne iartă-mă, tot felul de motive. În centrul citirii voastre, 4 de săbi, este nevoie de odihnă, este nevoie să stai, să te gândești, să meditezi la această situație, dar nu prea mult, pentru că există riscul de a sta prea mult pe gânduri și să plece trenul din gara ta, ia că te move on, mergi mai departe. Du-te, ai stat prea mult în zona aceasta de întuneric, vine momentul să lepezi frunzele acelea, le vedeți aici, da? Să lepezi frunzele acelea și să mergi mai departe. Stați așa că George alunecă, se duce, prăvale baba. Le punem cu mânuțele aici pe masă. Bun, hai să vedem. Ce mai avem, dragii mei gemeni? Ia că și autoritățile poate veți avea de-a face cu fie cineva în berbec cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în berbec, fie chiar cu autorități, dacă e vorba de drumuri lungi și așa mai departe. Șaptele de săbii, cartea aceasta a dezamăgirilor. Nu știu dacă împăratul ăsta v-a dezamăgit și în sfârșit puneți piciorul în prag, Doamne ajută, inshallah, cine știe, o să vedeți voi parteneriate și alianțe cu treiul acesta de monede. Dacă sunteți într-un parteneriat cu acest împărat și iese ceva la suprafață, ceva ce a fost ascuns cu cartea lunii și atunci e șutul în fund, așa cum îi zic eu, pentru a vă ajuta să mergeți mai departe, foarte bine. Da, pentru că vedem că ceva ce este ascuns vă împinge pe voi de a merge către soare, către reușită. Câteodată să știți că avem nevoie de șutul ăla în fund, că altfel nu ne mișcăm de acolo, neam. Bun, mergem mai departe. În cel de-al doilea pachet de tarot, cartea soarelui, foarte frumos la rădăcina pachetului și știm foarte bine dacă anunță succes și reușită. Și regina de cupe. Poate să fie o împlinire a sufletului tău, da? Ceva ce-ți dorești din suflet să se întâmple, se întâmplă, iată-te și discuțiile, veștile și mișcarea rapidă a evenimentelor din această lună. Hai să vedem, why is the world here? Ia să vedem noi și explicațiunile. Bun, pe cartea lumii, pe încheierea acelea de capitol, vedem fie un parteneriat de lungă durată care se încheie, fie o relație, da, cu 4 de bâte și 3-ul de săbi, dar este ceva care oricum îți aducea foarte multă durere, nu știu dacă din cauza unor, înșelătorii sau mârșării care s-au întâmplat acolo. Dar ajungi la concluzia că așa nu se mai poate. Why the Six of Wands? Ia să vedem mai departe. Da. Și iată veștile bune, fie că vin din partea unei persoane în zodie de foc cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în zodie de foc, fie că tu intri în energia acestei regine de bâte. Da? Această regină care are curajul, tupeul de a face ce vrea floarea soarelui a ei, da? Să facă. Asta să fie atitudinea pe care o adoptați, pentru că asta este atitudinea care vă va ajuta cel mai mult. Decizia, în cazul multora dintre voi, va avea legătură cu schimbarea de direcție, cu drumul. Vedem cartea carului aici. Duceți-vă, repet, acolo unde știți, simțiți că vă este cel mai bine și vă e foarte grea că te decizia din nou pe 9 de săbi, mi-e frică, mi-e teamă. George, ce să fac eu cu tine, mă, mamă, mă, ia stați așa 2 secunde, că George tot alunecă. Îl vedeți pe George dacă îl pun aici? Gata, George stă foarte frumos acolo. Hai să vedem. Vă este foarte greu să luați o decizie, teamă, asta ziceam, de a lua o decizie of, de a ieși sau nu dintr-un parteneriat cu cineva, ori în zodie de foc, ori în zodie de pământ, cu acest rege de monede, da? Sau aveți de ales între a colabora sau a merge pe un nou drum cu unul din cei doi. Aici vedem că veți sta și vă veți gândi și veți medita asupra acestui lucru. Ok.
Treiul de cupe. Unii lăsați în spate un trio, că tot am zis de aglomerație pe metru pătrat. Alții dintre voi lăsați în spate o colaborare, indiferent de natura ei, care nu mai este favorabilă pentru voi și vă îndreptați către reușită, care vă va da, evident, și motiv de sărbătorire. Ia să vedem ce-i cu împăratul ăsta. Împăratul ăsta, după ce că este autoritar, mai este și o persoană rece, lipsită cumva poate de emoții. La fel de bine, dar, repet, poate să fie vorba despre, hopa, semnări de acte și așa mai departe. Împăratul și împărăteasa cu șaptele de săbii, există probleme într-o cuplu pentru unii dintre voi. Of, 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 există, da, și cu regele acesta de bâte. Unul din cei doi parteneri mai are un ceva pe lângă, da? Un ceva pe lângă. Sau ambii au parteneri, au ceva pe lângă, din ceea ce vedem, că sunt cam mulți regi acolo în plan. Ia cătă și justiția, da? Până la urmă s-ar putea să se ajungă și la instituții de genul acesta. Nu vă fie teamă să faceți pasul, da? Pentru că vedem, este cineva care ți întinde o mână de ajutor acolo. Așa că nu e singur de la început, ți-a spus spiritul că ai suport din toate părțile. Dacă, da, se va ajunge acolo, vedem o despovărare, vedem că se dă jos de pe umerii voștri o povară pe care ați dus-o atâta timp, din, mă rog, vari motive. Iată-te și noi la început cu asul de monede, că este vorba de noi colaborări care vor duce la lucruri frumoase, că este vorba poate de o nouă relație care este echilibrată și benefică, da? Pentru voi, începutul arată fantastic. Al treilea rege, Doamne, multe persoane sunt aici, da? Regele de cupe îl vedem aici. Poate fi cineva în zodie de apă până la urmă, ia câte și regina de monede. Un mix acolo, multe persoane la un loc. Poate din ăstea vei avea tu de ales, ia câte și hermitul, pusnicul. Nu știu dacă sunteți voi care alege să vă retrageți până la urmă și să mergeți, nu neapărat către partea aceasta financiară, dar să vă bazați pe voi și să nu vă mai bazați pe cineva din exterior. Hai să vedem și amorul Ghebos cu ce mesaje vrea să vină, dragii mei gemeni. Destul de încurcată, alambicată povestea voastră pentru luna decembrie, iacătă, pentru cei în căutarea iubirii. Spiritul spune deja cunoști această persoană. Ai făcut cunoștință cu ea, poate face parte din cercul tău de prieteni sau, mă rog, ceva de genul acesta. Ia că atenție, zice, la semnalele de avertizare sau pentru aceia dintre voi care sunteți super, super sceptici, da, în privința iubirii, îți spune să mai ieși de sub pălărioiul ăla și să vezi ce este în jurul tău, că unii dintre voi v-ați ascuns în muncă, da, v-ați concentrat pe partea aceasta a siguranței materiale și ați cam uitat de partea aceasta romantică a vieții, ieșiți de acolo. Bun, ia că te mai dă o șansă relației tale, poate să fie și cineva din trecut pentru unii dintre voi care vrea să se întoarcă. Nu știu dacă e cineva cu care ați fost într-o căsătorie sau o relație de lungă durată sau această persoană care se întoarce își dorește să construiască ceva solid alături de voi. Este ceva ce ați așteptat să se întâmple. Uite că se întâmplă, da, îți dai voie să primești iubirea sau nu. Asta este decizia ta. Hai să vedem și din astea micuțe și drăguțe. Ia uite, un magnetism între voi doi extraordinar, căruia nu prea ai cum să îi reziști. Uită-te la semne, nu știu dacă această persoană îți tot trimite semne, semnale sau vei vedea în jurul tău tot felul de semne care să îți indice care este persoana potrivită pentru tine și forgiveness, iertare, fie că este nevoie de iertare pentru a te dezlega de trecut sau cineva vine să își ceară iertare, cineva din trecut. Open your heart, ia că te deschideți inima pentru a putea primi energia iubirii. Și să vedem și de aici care sunt mesajele pentru voi, da, din nou deciziile, the fork in the road, da, răscrucea de drumuri, încotro mă duc, ce fac, și are numărul 13, da, care vorbește despre încheierea unei situații, moartea și transformarea. Ascultați-vă inima, dragii mei, și veți lua cea mai bună decizie, pentru că rămânând în zona în care sunteți acum, nu se va schimba nimic, este a never ending story, este o poveste fără sfârșit, tot, ca o roată de aia de hamster. Ia câte mesajele,
a mesaje care vin către voi, discuții, la fel de bine poate să pot fi mesaje din partea unei persoane care nu acceptă faptul că ați încheiat ceva cu această persoană. Îmi atrage atenția numărul 15 de pe această carte, poate să fie cineva în Capricorn cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Capricorn sau născut pe data de 15, cine știe. Da, iată-te, forțele sunt alături de tine, spiritul este alături de tine, atenție la vise, atenție la intuiție în această lună și uite ce spun, it's time to go, e timpul să pleci, nu mai sta în situația în care te afli. Hai să vedem și niște sfaturi de aici din partea spiritului. Ia să vedem, cheer up, ia că te înveselește-te, trăiește în momentul prezent, nu mai sta acolo în energia trecutului pentru că este un mediu toxic și nu te ajută la nimic bun. Express your sensuality, dă-ți voie să-ți exprimi sensualitatea că ai cam uitat, da? Ți-am spus, te-ai cam concentrat pe partea asta materială a lucrurilor, că ai tu nevoie de siguranță și, mă rog, protecție. Dar dă-ți voie să te deschizi când vine vorba despre iubire. Don't be afraid to fly solo. Ce ți-am spus? Ia uite cu regina de monede. Nu-ți fie teamă să zbori singur. Nu-ți fie teamă să te desprinzi, să nu mai depinzi de cineva. Reintră în puterea ta. Cât de fain, cât de frumos. Hai să vedem și niște zdrângărele. Ajungem și la zdrângărele. De astea sunt bilețele. Și să vedem ce bilețele avem pentru dragii mei gemeni, cheie, iată-te, cheia vorbește despre destin și cheia vorbește despre oportunități, șanse care vin în viața voastră. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, uite că mă apuc eu de cântat, capcană, astea-s fricile voastre, dacă este o capcană, dacă nu știu ce, poate să fie, poate să fie și poate să fie, acum atenție la cei a căror, mă rog, care veți experimenta, întâlnirea cu o energie din trecut, că s-ar putea să fie un test, da? Câtă întâlnire fatidică. Ia vezi, tu acolo ți-ai învățat lecția din trecut sau mai vrei odată? Pe never ending story să fie, pe poveste fără sfârșit. Hai să mai vedem încă un bilețel pentru voi, dragii mei, gemeni, noiembrie. Neacătă, poate să fie cineva născut în noiembrie sau poate a avut deja loc întâlnirea asta în noiembrie, cine știe. Hai să vedem și un alt prieten de-al meu, iată-te, Minionul, care vine cu zdrângănele, trâncănele și să vedem ce avem pentru voi pentru luna decembrie. Și avem în felul următor, avem o bucată de chitară. Nu știu dacă voi sau această persoană cântă la chitară, sau nu neapărat la chitară, cântă la un instrument muzical sau muzica face parte importantă din viața voastră. Uite și fluturele, aici îmi vorbește despre transformare, o transformare profundă care poate apărea în viața voastră și vă poate duce către steaua voastră, la ceea ce v-ați dori cu adevărat. Și vedem și o coroană, da? Puterea ta, stați așa că apare și coroana, uite, puterea ta, să-ți pui din nou coroana pe căpușor acolo și să-ți dai voie să mergi mai departe către aceste noi începuturi, asul de monede, da? Este un ban, începuturile, despre asta vorbim. Dragii mei gemeni, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna decembrie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuie, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Și aștept cu drag comenturile voastre în secțiunea de comment și, apropo, sărbători minunate, magice, cu pârțuri de unicorn, cu ce mai frumos să fie pe la voi pe acolo, în casă și în suflet. Vă pup și vă iubesc!